Un semieșec, din păcate. Da, dar nu am făcut un meci bun, sincer. Eu cred că de când sunt la Creva, în conducere, posibil cel mai slab meci, sincer. Și mă așteptam, chiar vorbeam cu Cristescu înainte de meci, că mă preocupă acest joc, pentru că peste 5 zile, pentru foarte mulți jucători, va fi cel mai important meci al carierei, vă dați seama, joacă, sau băieții vor juca cu Milan și te gândești, chiar dacă tu crezi că nu te gândești mai mult la meciul cu Milan decât la meciul cu Concordia, cu tot respectul care l-am pentru Chiajna. Crezi că povara meciului cu Milan s-a simțit astăzi pe teren? Fără discuții, chiar ți-am spus, fără discuții. Pentru mulți e o șansă, pentru mulți jucători e o șansă de a străluci în Europa contra a doua, posibil, cea mai titrată echipă din lume, cum e Milan, și inconștient te gândești la acel meci. Îmi pare rău, pentru că aveam iluzie, aveam speranța că vom termina cu 6 puncte după aceste două etape, dar asta e fotbalul. Dar motiv să fie și plecarea lui Ivan, să slăbească echipa? E posibil, eu cred că Ivan era un jucător foarte, foarte periculos și mai ales când am, după ce am dat primul gol, 1-0, erau spații, putea să alerge, putea să creeze ocazii. Și pentru noi a fost un jucător important, de ce să ne păcălim, pentru că a fost unul dintre cei mai buni jucători din ultimii 2-3 ani. Ai văzut, Milan a umilit astăzi pe Bayern. Mai 4-0, da, dar e un meci amical. E un meci unii amicale. Când eram jucător, mă mai gândeam că, domne, meciul amical e important. Nu, important e când vin punctele, când se joacă pe puncte sau cu calificare în joc e altceva. Crezi că Milan va veni cu prima echipă? Foarte, foarte mulți vor veni, jucători importanți vor veni. Bonucci nu cred că va veni pentru că nu e 100%, e clar. În schimb, e Zapata, sunt jucători care au fost importanți anul trecut și vor fi importanți și anul acesta. Dar ce ar trebui să se aștepte Creabani la acest meci? Nu, noi ne vom închide, sunt convins, asta va fi tactica lui Mister, să nu lăsăm spații, să fim o echipă foarte, foarte scurtă. Dacă vom fi o echipă lungă, ne pot face mult rău. Să ne mulțumim cu un egal? Ar fi perfect un egal. Eu zic să, în primul rând, să dăm o imagine frumoasă, să demonstrăm că suntem o echipă. Sper să schimbăm mentalitatea de azi sau atitudinea de azi și joi să facem o figură frumoasă. Asta e cel mai important. Cine crezi că va scoate un rezultat mai bun, Craiova sau Dinamo? E greu de spus, Cristi, foarte greu. Eu zic că Dinamo are șanse, noi avem șanse. Eu zic că Dinamo are 20%, noi 10%, dar vom vedea. Depinde. Vezi tu, la ora meciului, poate și cu fus orar și cu oboseala acumulată, poate vor veni în alt plan, dar dacă jucăm ca azi, n-avem nicio șansă. Steaua are o șansă? Steaua are șansă, este o echipă care a jucat mulți ani în ultimul timp în Europa și sunt experimentați, de ce să ne mințim. Faru. Aș vrea să fie Faru în prima divizie și să joace în cupele europene. Viitorul au șanse și ei, de ce nu? Viitorul au o echipă bună, Hagi îi pregătește foarte bine, o echipă tânără, motivată și cu foarte, foarte mare iluzie. Și asta în fotbal contează foarte mult. Faru e stins.